Bună, tatăl meu, e bine cu un nou episod. Astăzi vreau să vă zic că în comentariu Andrei King mi-a spus că Kenda mai e de căcat și muzica din video anterior. Muzica am pus-o la mișto și Kenda mai de început, omule. Deci, până ce mi-au altă Kendama, eu o să fac videouri cu asta, pentru că ce pot să fac, frate? Mie mi s-a rupt ața de la cealaltă Kendama și nu mai am alta să-i pun și și zgâriată bila foarte tare. Nici nu o mai găsesc. Până ce îmi cumpăr alta, o să filmez cu asta. Dacă nu-ți place Kendama, o să te anunț eu când îmi cumpăr o Kendama, o să scriu un comentariu la un video și o să vezi. O spun și în descriere, Kendama mea e vrea să mă iau cu bila albastre și cu linii negre. Dacă nu este, văd eu un model acolo. Dar până atunci, poți să dai coment acolo cu ce vrei. Adică despre Kendama până și eu zic că e proastă, frate. Kendama aia o aveam... Kendama asta cred că e singura din lume care costă 15 lei, frate. E de asta de la... Zic eu, de la magazine de astea. Fără niciun sens. O trezi să facă Kendame de 3 bani și le pun la vânzare cu 15 lei. Mi-am luat una că așa de model. Dacă mi-a stricat Kendama aia, să am cu ce să mă joc până ce mi-au alta. Video-ul ăsta a fost doar un anunț. Kenda mai lângă mine. Vă mai arăt încă o dată. Nu-i originală. Vedeți aici. Da? Și sper că v-a plăcut. O să revenim cu un alt episod imediat după ce mi se aplaudează ăsta și noi ne revedem data viitoare. Pa!